Controlele la firmele care exploatează masă lemnoasă pe teritoriul județului Gorj au fost demarate în urmă cu aproape o jumătate de an, iar acum a fost făcut bilanțul. Potrivit lui Gheorghe Sanda, directorul Gărzii de Mediu Gorj, au fost aplicate o serie de amenzi pentru mai multe firme din Gorj, dar și din afara județului, ce au exploatat masă lemnoasă fără a deține autorizație de mediu. Au fost mai exact 60 de controle pe care le-a efectuat Garda de Mediu. Cu ocazia acestor controle au fost identificate 3 firme care au exploatat cantități importante de masă lemnoasă fără a deține autorizație de mediu, pentru care li s-a oprit și activitatea și a fost și aplicată câte o sancțiune contravențională de 30.000 de lei fiecare. În perioada următoare, inspectorii de la Garda de Mediu vor intensifica aceste controle.